Am revenit partea a doua a realității rurale. Spuneam că astăzi vorbim despre fotbal și despre fermieri, bineînțeles. Și este campionatul național de fotbal al fermierilor pe care, știți foarte bine, ne l-am prezentat aici în săptămânile trecute la AgroTV. E deja o etapă de la Timișoara s-a scurs, mai sunt două etape, etapa de la Brăila și etapa finală. Dar aceste lucruri le vorbim astăzi cu cei care au inițiat organizarea. Este vorba de Asociația Producătorilor de Porumb din România și avem în studio, în studioul nostru virtual, pe doamna Alina Crețu, director executiv. Să rămânem încă o dată și din nou bine ați revenit acum la partea a doua a realităților rurale. Bună ziua încă o dată! Așadar, Timișoara a fost o etapă frumoasă și o etapă care, din punctul dumneavoastră de vedere, chiar cu restricțiile care s-au întâmplat acolo, datorită acestui coronavirus, a adus, eu știu, un optimism extraordinar pentru cei care au jucat. Se poate păstra optimismul ăsta și în continuare, în ceea ce privește, eu știu, lucrurile de zi cu zi, pentru că îi știți pe fermieri. Fermierii nu se dau bătuți așa de ușor, nu cedează cu una, cu două. Ei sunt foarte răzbătători și, așa cum îi știți dumneavoastră, vor reuși să pună la punct, eu știu, o producție ca să fie una aproape normală sau mai bine zis să ducă lucrurile la bun sfârșit astfel încât să avem la sfârșitul anului când tragem linie lucruri foarte bune ca și producții. Da, categoric. Dacă este una din categoriile de profesionale optimiste pe lumea asta, este fermierul. Orice s-ar întâmpla, acesta seamănă în fiecare primăvară, pornește cu gândul că sigur va reuși să recolteze ceva, așa că nici nu se pune problema să nu ne facem treaba, să nu ieșim în câmp, bineînțeles respectând toate aceste reguli pe care trebuie să le respectăm, cum spuneam, pentru noi, pentru sănătatea Da, noastră, sunt ceva probleme pentru cu semnalul cei din jurul dumneavoastră, dar e nostru. ok. Da, Da, pentru că sperăm să fie ne ok până la auzim final. din când în când cu greutate. Asta este, dar încă o dată condițiile sunt cele care sunt și telespectatorii trebuie să înțeleagă că Exact. în momentul de față suntem pe o resursă pe care toți o utilizăm în momentul de față, aceasta de net, și că sunt întrebări din când în când, dar esențialul îl spunem aici. Fermierii României nu se vor opri. Asta este important. Așa este, fermierii nu se vor opri. Cum spuneam, chiar și la campionat am avut reacții extraordinar de pozitive din partea fermierilor, cum s-a spus după fiecare etapă. Fiecare dintre jucători, când a trebuit să facă declarații, a spus: ne-a făcut să ne simțim fotbaliști, mai ales datorită modului în care au fost organizate meciurile, datorită comentatorului, datorită a tot ceea ce s-a întâmplat, a faptului că s-a transmis live, că prietenii, familia, fermierii vecini au putut să urmărească ceea ce s-a întâmplat în teren. Același lucru se va întâmpla și mai departe în agricultură, în activitățile agricole pe care le avem. Nu avem cum să ne oprim. Trebuie, cum spuneam și la început, să ne bazăm pe noi, pe forțele proprii, pe echipa pe care o avem în fermă, pe angajații din fermele agricole și pe fermierii din România, pe vecinii noștri cu care, cum spuneam, fără să ne apropiem prea mult, dar putem comunica încât să vedem cum am putea să ne ajutăm unii cu alții și sub nicio formă să nu ne oprim. Trebuie să ne continuăm treaba, mai ales că această campanie agricolă de primăvară vine cu foarte multe provocări. Am avut un îngheț acum câteva zile, avem o secetă care s-a perpetuat în diferite zone ale țării, avem probleme foarte mari, avem un sistem de irigații care sperăm să funcționeze cel puțin cum a funcționat anul trecut. Sunt foarte multe provocări pe care le avem și trebuie să fim pregătiți pentru acestea, pentru că abia făcusem niște pași foarte mici în agricultură și nu trebuie să pierdem acest trend, această direcție a dezvoltării fermelor din România. Da, așa este. Apropo că trebuie să vă mai întreb, să vă descos acum, pentru că asta este rolul nostru al jurnaliștilor. Apropo de acțiunea comună, iată că această alianță pentru agricultură pe care ați realizat-o cele patru asociații mari a venit chiar într-un moment potrivit. Acum cred că sunteți un glas, aveți o reprezentativitate foarte mare și mai mult decât atâta ceea ce va urma, pentru că se tot vorbește despre acest plan național strategic în România. Se vorbește despre politica agricolă comună, care va trebui,
dusă la un sfârșit, cel puțin într-o formă scrisă, și vor trebui să punem acolo articole care să ne avantajeze pe noi, pe agricultorii români. Simțiți, după ce ați făcut acest pas de a unifica aceste patru asociații, că aveți un glas mult mai puternic și că începe lumea, aici mă refer la autorități, să vă ia în seamă? Da, simțim cumva, pentru că, bineînțeles, situația este acum extremă, cumva. Nimeni nu mai vorbește de politica agricolă comună, nimeni nu mai vorbește de planul național strategic, toată lumea vorbește doar de acțiuni concrete pentru perioada imediat următoare. Bineînțeles că ne-am oprit de la a face previziuni cumva, pentru că nu știm, instabilitatea este foarte mare, nu știm ce se va întâmpla, nu știm ce decizii vor fi luate la nivel european și depindem foarte mult de bugetul acesta al Uniunii Europene, despre care încă nu se hotărâse în mod concret ce se va întâmpla. Și atunci ne gândim la lucrurile concrete. Da, consider că autoritățile trebuie să ne ia în considerare, sunt obligate cumva, având în vedere reprezentativitatea acestei structuri. Vorbim aici de sectorul vegetal, cu diferitele sale forme de organizații profesionale, federații, cooperative care sunt incluse în această alianță. Vorbim de sectorul zootehnic, care e reprezentat de industria alimentară, de inclusiv apicultura, piscicultura, deci foarte multe domenii care sunt reprezentate în această alianță și cred că avem un cuvânt de spus și ar trebui să fim și mai operativi în perioada următoare. Vom vedea cum vom reuși să facem acest lucru, având în vedere situația extremă în care ne aflăm. Acum ne concentrăm în primul rând pe urgențe. Și urgențele sunt de diferite tipuri, de la faptul că fermierii nu știu și nu își dau seama cum ar putea mai ușor să achiziționeze inputurile, să-și respecte cei care trebuie să le livreze inputurile, să le livreze la timp, pentru că suntem sub presiunea lucrărilor agricole, în special a semănatului. Avem aceste provocări legate de declarațiile APIA care au început fermierii să completeze acele declarații și sperăm să reușească să le ducă la bun sfârșit, având în vedere că primăriile nu au activitate în această perioadă cu publicul și va trebui să ne gândim cum facem cu acele declarații care trebuie obținute de la primărie. Avem promisiuni de la Ministerul Agriculturii că se vor implica foarte mult în a facilita acest lucru. Bineînțeles că ne punem semne de întrebare ce se întâmplă dacă este contaminată o fermă, dacă avem personal din ferma agricolă care este afectat de acest virus, ce se va întâmpla cu colegii, cu restul echipei, cu utilajele pe care lucrau, cum se va face această dezinfectare. Adică ne gândim la aceste probleme punctuale acum, înainte de a ne gândi cumva pe termen lung. Bineînțeles că dosarele pe termen lung le avem, le ținem sub analiză, le urmărim, avem mai mult timp acum să citim toată legislația europeană, diminuându-se numărul de întâlniri pe care le-am fi putut avea, dar ne gândim în primul rând pe termen scurt cumva, pe urgențe, pentru că asta este situația în acest moment. Ne gândim la restul de subvenție care ar trebui să vină. Subvenția pe motorină, înțelegem că s-a deblocat pentru trimestrul 4 2019. Am dorit să vină în același timp și o facilitate în a pregăti documentația pentru trimestrul 1 2020. Vom vedea cum se vor întâmpla lucrurile și aici. Deci sunt priorități, sunt urgențe de care ne ocupăm zilele acestea. Da, lucrurile sunt într-adevăr foarte, foarte importante și trebuie tratate ca atare și cred eu că și autoritățile au înțeles în momentul ăsta că e foarte important să asculte pe toată lumea. Poate că acum e un moment zero, eu știu, în relația dintre fermieri și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și în momentul ăsta zero, pe care eu așa îl numesc acum, să ducă pe o, adică către lucruri bune. Nu mai avem alte variante, iar din toată această nebunie care va fi, eu cred că agricultura și agricultorii sau fermierii vor ieși câștigați. Se vor redefini afaceri, se vor redefini anumite structuri de asociere, se vor redefini modul în care te aprovizionezi, modul în care gestionezi resursele.
Cred că a grăbit un pic această pandemie, eu știu, o ordonare a unor afaceri în zona de agricultură. Da, probabil că așa va fi. Vor fi în orice caz foarte multe schimbări. Sperăm și schimbări în bine, nu doar această tragedie care bate la ușa peste tot în lume. Dar eu sper că vom rămâne în primul rând cu învățăminte din această criză, pentru că vedem acum ce a însemnat faptul că nu suntem foarte bine organizați, că nu există filiere de produs foarte bine structurate. Că dacă ar fi fost aceste filiere, am fi știut foarte clar cine furnizează marfă, cine aprovizionează, tot ceea ce se întâmplă pe lanțul agricol ar fi fost mult mai ușor de gestionat. Asta nu înseamnă că acolo unde aceste filiere sunt foarte bine organizate, lucrurile merg ceas. Dacă ne uităm la o țară ca Franța, unde știm cât de bine sunt organizate filierele de produs și acolo sunt probleme. Nici nu are rost să ne comparăm, pentru că sunt cu adevărat foarte bine, foarte bine organizați, dar trebuie să tragem măcar aceste învățăminte că pe filiere de produs, în special în ceea ce privește securitatea alimentară, trebuie să fim organizați, trebuie să fim structurați, trebuie să fim ajutați cumva de un cadru legislativ care să ne oblige cumva să funcționăm organizat în ceea ce privește reprezentarea și reprezentativitatea filierelor. Nu vorbim de o organizare a propriilor afaceri. Aici fiecare știe ce are de făcut, fiecare știe cum îi este mai bine să-și gestioneze propria afacere, să asigure, cum spuneam, securitatea fermei, a angajaților, a ceea ce face în activitatea sa de zi cu zi. Dar o securitate generală a mediului de afaceri, că vorbim de agricultură, că vorbim de orice alt domeniu din economie, nu poate fi făcut fără aceste structuri asociative, reprezentative. Acum Este în vă aud regulă? din Ne nou. auzim? A fost un moment în care v-ați întrerupt, dar ideea am priceput-o. Este o idee pe care toată lumea, în momentul de față, trebuie să preia sau cel puțin să o considere ca și cum ar fi ideea lui. Foarte important acest lucru. Să vă las mult mai multe lucruri Și să pentru mâine renunțăm seara la la emisiunea lui orgolii. Ovidiu. Să renunțăm la orgolii, asta în primul rând. Da. Revenim un pic și Personal. la fotbal și vreau să ne uităm și la rezultate. Noi le-am văzut rezultatele de la etapa din Timișoara, etapa desfășurată la Timișoara pe ecran. O să le pun și acum în full pe ecran. Iată, avem niște echipe interesante. Semlacana Semlac, Agrosami Săcălaz, Vestagro Timișoara, Comloșu Mare, Viitorul Mailat, Poliagro, Intersol Arad, Agrivest Timișoara, Agrosami Săcălaz în semifinală cu Vestagro Timișoara și Poliagro cu Intersol Arad. Iar cele două echipe care merg în următoarea etapă sunt Agrosami Săcălaz și Intersol Arad, o echipă din Arad și o echipă din Săcălaz, care este într-o zonă, dacă nu mă înșel, undeva spre Oradea. Aceasta? Săcălazul, Da, parcă pe acolo este, după câte țin. deci vorbim de, cum spunea și la început, de cele două județe, sunt cumva reprezentate în finală. Vom vedea și ce se va întâmpla la Brăila. Aș vrea să le mulțumesc și celor care s-au implicat, pentru că în fiecare etapă a campionatului au fost câțiva fermieri coordonatori cumva sau cei care s-au ocupat să mobilizeze echipele, să centralizeze cumva ceea ce se întâmplă în zona lor și aceștia au fost, de exemplu, la Slobozia a fost Bogdan Sitaru și domnul Costin Telehuz, la Iași a fost domnul La Mariei și domnul Cezar Mustață, la Timișoara, domnul Dușan Belin, peste tot am avut fermieri și mai mari și domnul Herțe, căruia îi mulțumim foarte mult, oameni care s-au implicat și care chiar au vrut să arate această față a fermierilor din România. Sperăm să avem până la urmă ocazia să jucăm și etapa de la Brăila, astfel încât să fim pregătiți în formulă completă pentru finală. Vom vedea. O să fie ocazie, dar uite că tot vorbeați de oameni care au fost implicați, avem și interviuri pregătite, ne-am pregătit bine, v-am spus eu, nu chiar ca la procesul etapei, dar ne-am pregătit foarte bine. Avem acum câteva interviuri, ați numit două nume acolo, sunt trei interviuri foarte frumoase pe care fostul meu coleg Dorin Chioțea le-a realizat.
E un tip expansiv și o să-l vedeți pe Dorin Chiosa în momentul în care ia interviurile, cum se exprimă, știți de fapt foarte bine. Haideți să-l vedem și în interviurile pe care le-a realizat la etapa de la Timișoara, niște interviuri savuroase. Numele meu este Velin Dușan, astăzi reprezint și eu fermierii din vest, fermieri care spunem noi că suntem și noi un glas foarte puternic, atât de puternic încât se aude chiar până în București sau chiar pot să spun până în Bruxelles. Nu-mi rămâne mai mult ca să doresc tuturor echipelor succes. Prieteni, avem aici un domn care ține la istorie, ține la tradiții, ține la fotbal. Cum a fost azi? În regulă am pierdut, dar suntem mândri. Cred că am fost printre primele două echipe. Trage asta la sorți, a fost un pic dezamăgitoare pentru noi. Ne așteptam să ne mergem la Constanța. Ne-am pregătit și microbuzul, dar din păcate suntem acasă. Rămâne și microbuzul. Ce măsuri veți lua la echipă? Nu vom lua nicio măsură. Noi suntem fermieri, băieții noștri lucrează pe tractoare, pe altceva. Am fost doar o firmă cu 2-3 oameni de la alte firme, deci toți fermieri, nu profesioniști, cum să vă spun, nu mercenari, cum le spun eu. Ideea vi se pare genială? Ideea e foarte bună, felicităm APPR-ul pentru organizare și probabil la anul o să vin mai pregătiți. Sau să avem șanse mai bune la tragerea la sorți. Adama, în trei cuvinte. Zacheu, că l-ați lăudat. Și folosim produse Adama, suntem mulțumiți de ele, sunt buni pe piață. Agricultura pe 2020, ce se aude pe seceta asta, pe coronavirusul ăsta, luptăm și câștigăm? Cred că în agricultură coronavirusul nu o să fie o mare problemă, poate în transport, dar să sperăm că transportul după căile ferate nu o să ne încurce foarte mult. Anul ăsta noi, vestul, stăm mult mai bine față de anul trecut. Din păcate, colegii din sud au mici probleme cu ploaia, cu seceta. La Ce e noi se fascinant arată bine. agricultura. Totul e fascinant. Fiecare dintre noi avem un copil, iar când ne crește copilul, ne uităm la el cu drag. Fiecare dintre noi, dintre fermieri, cultivăm un grâu, un porumb, o floare, o rapiță, alte culturi și care cresc în fiecare an, e ca și cum ar crește un copil în fiecare an. E fascinant. Când vă treziți mâine dimineață, ce o să faceți în câmp? Păi mâine dimineață, când o să meargă oameni în câmp, o să continuăm tratamentele la rapiță pe care le-am început de 3 zile. Arătați-ne palmele la cameră. Mâini de agricultor, tati. Da? Și aici încheiem. Dorin Chiosa, să încheiem. Cu o condiție. Arătați-mi palmele. Mulțumesc, la fel. Mâini de fermier. Da. Mâini de fermier, e o diferență. Hai România! Dorin. Hai România! Iar o Balint bucuros de calificare, fermier de fermier, fotbalist de fotbalist astăzi. Cum a fost? Păi, ca și fotbalist, pot să spun că sunt mulțumit. Mai ales că am câștigat primul meci. Așa, greu de-abia acum începe, miza este mare, vorbim de finală. Păi probabil că toată lumea care participă vrea să câștige și vrea să ajungă până în finală. Cât și cum vă antrenați? Mai puțin ne antrenăm, adică eu cel puțin nu mă antrenez, că nu prea mă întâlnesc cu băieții cu care joc astăzi. Eu sunt din Ădlac, de fapt, și joc cu o echipă din Timișoara, fermieri din Timișoara. Sunt, printre altele, pot să spun, fan Poli și un mic sponsor la Poli Timișoara, aia adevărată a suporterilor. Și normal că casa mea, a doua casa mea este la Timișoara. Fotbalul în două cuvinte, ferma în două cuvinte. Păi, fotbalul mă refer pe plan, adică pe plan Nu, național. fotbalul pe care îl practicați voi, pe plan național, îl știe toată lumea. Am trecut deja de faza aia să fiu fotbalist activ, așa, de plăcere, cu prietenii mai facem câteodată una mică, să zic așa, de o dată, de 2 ori pe an. Nu mai sunt așa activ ca pe vremuri. Adama, în trei cuvinte. Adama, o firmă serioasă și produse ok. Perfect, să trăiască Iaro, să trăiască fotbalul, să trăiască campionatul fermierilor, prieteni. Hai România! Da, Dorin Chioța. Deci e foarte bine, e un personaj, e un tip expansiv. Chiar e foarte important pentru că aveți și un astfel de om implicat acolo, care poate, iată, să dea și mai mult un zâmbet pe buze fermierilor care participă la această competiție și care se pricepe, de ce să nu spunem, la acest sport. Pentru că, iată, Campionatul Național de Fotbal al Fermierilor, anul ăsta greu încercat, o ediție care, cum spuneam la început, va fi bine ținută minte de către toți participanții și o Memorabilă. ediție care, ca și, da, și ca și celelalte competiții sportive din România se va întinde pe o perioadă mult mai lungă, dar se va termina până la urmă.
și o competiție pe care noi acum pe fin vrea să o discutăm în ultimele două minute pe care le mai avem, competiția asta a fermierilor români cu fermierii din afara țării, pentru că iată, observăm că trebuie să ne asigurăm hrana de toate zilele. Da, eu și noi în cadrul asociației mereu am spus că nu suntem concurenți decât cu noi înșine, să fim mai buni. Să fim mai buni de la an la an, de la o cultură la alta, să ne calculăm foarte bine ce avem de făcut, pașii pe care avem de făcut în investițiile pe care le facem în agricultură. Considerăm că această concurență e uneori fals înțeleasă, pentru că eu nu cred că noi suntem concurenți cu vecinii noștri din Cehia sau din Germania sau din Bulgaria. Din contră, ne unesc și ne apropie mult mai multe lucruri decât putem să credem. Încercăm să nu dăm curs acestui val de extremism și naționalism care nu și-are locul în aceste momente extrem de complicate. Din contră, e momentul ca mai mult ca niciodată și fermierii, dar și alte categorii profesionale să fie uniți, să fie uniți, să-și dea seama că aceste culoare de verzi, de exemplu de transport din Italia până în România sau din Franța până în Polonia, trebuie să continue, trebuie să circule. Fermierii schimbă, trimit producția lor, fie că vorbim de producția agricolă, porumbul românesc pleacă în Spania, nu știu, paste pleacă din estul Franței către Polonia, mere pleacă către noi. Noi trebuie să fim mai buni încât să plece și de la noi și produse procesate mai multe. Trebuie să înțelegem că nimeni nu ne vrea răul, că fiecare dintre noi poate fi mai bun. Dar, repet, împreună, creându-ne un cadru legislativ și politici adaptate pentru fermierii din România. Nu putem peste noapte să ne transformăm toți în procesatori. Nu poate peste noapte un cultivator de floarea soarelui să-și facă și presă de ulei și să ambaleze uleiul și eventual să vândă și nu știu ce semințe prăjite. Nu putem să facem toate astea. Trebuie să încurajăm sectorul de procesare, trebuie să existe astfel de programe care să îi încurajeze pe cei care nu au investit până acum în acest domeniu să îi încurajeze să o facă, iar fermierii să continue să fie la fel de buni sau și mai buni decât au fost până acum. Trebuie să fim mândri atunci când producem 10 tone de porumb pe hectar, să sperăm că putem să producem 15 sau chiar 20 de tone de porumb și să fim mândri de treaba aceasta. Să fim mândri că suntem fermieri, că producem, că o parte din producția noastră merge și la export, ceea ce este un lucru extraordinar, că niciun fermier american nu își pune semne de întrebare de ce pleacă soia sau porumbul din America la export. Din contră, este mândru și este felicitat de toate autoritățile dacă a putut să contribuie la acest lucru, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne gândim foarte bine la ce se spunea mai devreme, la securitatea alimentară, la procesare, la ambalarea produselor, pentru că filiera agroalimentar înseamnă mult mai mult decât se vede la prima decât vedem în supermarket sau în piețe. Înseamnă multă muncă în spate, înseamnă mulți actori în amonte și în aval și toată lumea asta trebuie pusă cumva împreună, dar într-un cadru cât mai organizat posibil, astfel încât să fim mereu pregătiți, eventual chiar și pentru această situație critică în care ne aflăm astăzi. Așa este. Veți discuta mai multe mâine seară la emisiunea lui Ovidiu Agricultura Raport. Eu mulțumesc că astăzi am avut fotbal fermieri, fotbal pe pâine și fermieri. Încercăm să mai și zâmbim în perioada asta. Nu e totul atât de negru și nu trebuie să fie tot atât de negru. Trebuie să mai avem și lucruri din acestea. Trebuie să vedem verdele din câmp, să încercăm să-l întreținem. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea Realităților Rurale. Alina Crețu, cea care este director executiv al Asociației Producătorilor de Porumb. Și să ne revedem sănătoși. Asta este urare de moment. Mulțumim, multă sănătate tuturor. Toate bune.